finalul emisiunii, așa că o să vă invit alături de mine, pe toți. Echipa 1 în partea dreaptă. Ați fost absolut senzațional, ne-ați făcut să râdem. Eu unul am râs foarte mult și foarte tare, dar trebuie să declarăm un câștigător, o echipă câștigătoare. Și echipa care câștigă prima ediție de Totul e permis cu scorul de 4-2 este echipa numărul 2! Felicitări, Lucian Ghimiș, Marius Manole, Medea Marinescu, Răzvan Simion și în echipa numărul 1, Adriana Titieni, Dorina Chiriac, Cosmin Țeleș și Vladimir Drăghia. Vă mulțumim că